bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where. Da, asta și-au spus și cele peste 50 de fete din Suceava, doamne și domnișoare, iar felul în care au dorit ele să meargă pe biciclete a întors toate capetele. În primul rând, evenimentul de astăzi este un pre-eveniment al skirt bike-ului, un concept devenit deja trend în România. Am vrut ca astăzi să vedem în Suceava dacă există potențial feminin pe bicicletă. Până acum noi am mai făcut evenimente în care predomina partea masculină, ca să-i spunem așa, și spre uimirea mea au venit astăzi foarte multe femei. Feedback-ul a fost foarte rapid, doar o invitație pe acea rețea de socializare și, după cum se vede, evenimentul cred că va avea un mare succes. Vrem să fie un eveniment care se va desfășura pe termen lung. Și noi de la organizația Ia Bucovina încurajăm fetele să facă mișcare și de ce nu pe ie. Iar fetele dornice de mișcare, alteori echipate specific pentru ciclism, acum au ales ținute înflorate, vesele, rochii și fuste accesorizate colorat, iar bicicletele au fost și ele încununate cu flori de câmp, la propriu. Iar pentru că băieții răspund de obicei afirmativ la orice invitație de mișcare pe bicicletă, chiar dacă acum nu era evenimentul lor, au participat din solidaritate. Sunt clienții fideli și membrii ai clubului Suceava Pedalează, care sunt alături de mine întotdeauna și astăzi am invitat să ne susțină și să ne însoțească la traseu, în primul rând pentru ajutor. Planurile de viitor cu acest eveniment există și se vor derula cât de curând, iar organizatorii se așteaptă la o participare mai mare, promițând în schimb o organizare mai bună. Noi plănuim un al doilea eveniment Skirt Bike tot în acest an, și anume în Move Week, în acel program organizat de AJSPT Suceava. Și avem susținerea domnului Mihai Androhovici și atunci va fi la un alt nivel, puțin mai mare decât ăsta. Practic e antrenamentul acum. E antrenamentul, exact. Mă gândesc în primul rând la anul să organizăm un eveniment Skirt Bike cu sponsorizări, organizat cât mai bine posibil.